gift of freedom gold can't buy. They call themselves a ragtag collection of musicians. Ei spun că sunt o adunătură de muzicieni, dar rezultatele lor spun cu totul altceva. Melodiile trupei Hillsong United au fost traduse în 60 de limbi diferite, iar trupa a vândut mai bine de 17 milioane de albume. Ne-am propus să scriem melodii pe care prietenii noștri să le asculte cu plăcere. Am ascultat trupele preferate și am încercat să compunem melodii relevante din punct de vedere cultural. Nu ne-am gândit să scriem despre asta. Nu am planificat să facem turul lumii și să producem muzică non-stop. Am făcut pas cu pas, având credință în Dumnezeu. Obișnuia să fac asta, dar nu mai face. Deși nu a fost scrisă povestea, evoluția trupei în topul cântăreților este arătată pe ecran în filmul Hillsong, Let Hope Rise. Nu este un film despre biserică sau despre ce facem noi, cum scriem versurile, cum compunem sau despre slujirea noastră. Este despre cine e Dumnezeu. El iubește oamenii simpli, iubește pe toată lumea. Are un plan pentru fiecare în parte și toți suntem invitați în povestea lui. Povestea trupei Hillsong a atras atenția regizorului Michael John Warren, mintea din spatele filmului lui Jay-Z, Fade to Black, și a lui Nicki Minaj, My Time Now. Michael nu este creștin. Sunt pasionat de muzică. Iubesc muzica mai mult decât iubesc filmul. Trece de la filme pentru Jay-Z și Nicki Minaj la Hillsong? Da. E un progres obișnuit? Da, filmele din industria muzicii sunt puțin mai solicitante. Care este miza pentru un artist pop? Răspunsul este că încearcă să rămână pe val, să demonstreze că e cel mai bun rapper. Este multă dramă la mijloc. Cu o artistă precum Nicki ai parte de multă dramă. La Hillsong am văzut o poveste unică. Misiunea lor este să-i conecteze pe oameni cu cerul. Ca povestitor, mi-am dat seama că e o poveste unică. And as a storyteller, I was like, that's unique. Deși melodiile lor sunt cântate în fiecare săptămână de aproximativ 50.000 de credincioși, membrii trupei sunt încă surprinși de interesul celor de la Hollywood. Când s-a pus problema unui film despre trupa Hillsong, v-ați întrebat de ce vă faceți un astfel de film? Acum că îl aveți, ce părere aveți? Mă întreb dacă vrea cineva să-l vadă. Îmi place faptul că mesajul și scopul acestui film, adică să-i încurajăm pe oameni, se desfășoară pe tot parcursul filmului. Cred că filmul are un mesaj de speranță. Acel mesaj înălțător răsună și în povestea cântăreței Tia Smith despre cum a ajuns în trupă. Da, a fost un pas în credință. Tocmai ce mă mutasem de acasă și mi s-a părut momentul oportun. Deși, cum ai spus și tu, aveam doar $200 în portofel. Am avut încredere în Dumnezeu și a fost cel mai bun lucru pe care l-am făcut. Dumnezeu a potrivit lucrurile. Povestea de succes a trupei o repetă pe cea a bisericii Hillsong. Când am înființat biserica la periferia orașului Sydney din Australia, ne-am gândit că oamenii se vor întoarce și săptămâna viitoare. Mereu am fost visător, dar povestea trupei este una impresionantă. O poveste care ne îndreaptă atenția spre cer. Aceasta este ideea principală a filmului. Cred că atunci când oamenii pășesc într-o asemenea atmosferă și simt prezența lui Dumnezeu, realizează că sunt mult mai multe în lumea aceasta decât credeau ei.
te-a schimbat în vreun fel realizarea acestui film? Bineînțeles, am devenit o persoană mai bună datorită prezenței acestor oameni. Toți prietenii mei necreștini mă întreabă dacă m-am pocăit. Le spun că nu, dar sunt o persoană schimbată. Acum am un model de cum să-i tratez pe oameni și cum să-mi arăt dragostea. Cert este că sămânța a fost plantată.